și bine v-am găsit astăzi pe data de 3 august. Suntem în supină și pregătiți pentru a înfrunta noul sezon apicol, noul an apicol. Se știe că pe 1 august acesta începe și ce avem noi de făcut, sau deja ce am făcut până acum. În primul rând, coloniile mari au fost vândute, așa că nu mai am colonii mari decât una singură. Și acum scopul este ca aceste colonii mici, care le mai dețin acum, să le fac să intre foarte bine în iarnă. A sosit timpul să ne ocupăm de acest aspect. Cum începem? Adică cum am început, că este un întreg proces. În primul rând îndepărtăm benzile acestea cu oxalic, care au fost până acum foarte bune, și vom aduce altele în locul lor. Aici avem deja turta proteică dată de vreo 5 zile. O punem un pic mai departe, așa. Acum colonia nu mai trebuie deranjată, nu mai avem de ce să deschidem ramele. O să le deschidem peste 2 săptămâni, când terminăm prima etapă de stimulare cu proteină. Iată albina aici, ce bine mănâncă. Mă duc să aduc acum o turtă. Aceasta e turta, o turtă simplă. Dăm în funcție de puterea coloniei. Iată, dăm o turtă, așa. Albinele atâta timp până când au puiet o vor consuma. Acum, altă treabă să aducem. Aducem tratamentele cu oxalic. Bun. Așa le-am organizat când am turnat oxalicul peste aceste lavete. Punem două benzi la aceasta. Așa. Punem două benzi de oxalic. Acesta este setarea pentru ce folosesc eu acum. Punem benzile cu oxalic și mai avem ceva de pus. Și ia să vedem ce mai pune. Deci turta proteică, ia uitați aici deja. Albinile s-au pus în rând la turtă proteică. Această turtă proteică are două roluri. Una, să nu plece albina din stup, ca să plece, acum nu mai e cules și nu prea mai are ce face pe câmp și o ține în stup. Această turtă proteică o ține în stup, astfel albina nu se va pierde. Zic eu undeva la 20% din albine totuși îți rămâne în colonie, ca să nu piară pe câmp. Așa, acum punem mai departe. Ia să vedem. Punem așa, aici au propolizat, vom curăța propolisul acesta. Așa trebuie curățat. Și venim cu siropul cu uleiuri esențiale și ceai de pelin. Luăm sticluța. Acum, în această perioadă, iată, aici avem siropul,
În această perioadă, ca să mărim ușor ponta mărcii, mărim lemongrass-ul, adică voi da 3 ml de lemongrass la rețetele care le știți dumneavoastră și asta e tot. Deci, proteină, tratament și sirop. Avem și viespi. O să vă arăt în stupină că albina nu prea mai zboară, chiar dacă e foarte frumos afară. E cald, o să vedeți că albinele nu mai prea ies din stup. Stau mai mult în stup. Și luna aceasta, asta vom încerca să facem, să ținem albina în stup cât mai mult. Acum, dacă o apărea vreun cules, ne vom conforma. Ia să mergem așa frumos pe la stupi. Se aud și prigorii. Iată, ați văzut câte albine, nu prea iese albina, ia. Câte una, două, apa o au asigurată de la sirop, turta proteică e acolo, așa că ele zboară pe aici, colo, iată și aici, foarte fain. Mai vine câte una cu polenda, din ce m-am uitat eu așa, e destul de rar polenul, s-a cam subțiat polen. Iată așa că nu prea mai zboară albinuțe. Stau un stup. Cu cât reușim acest lucru mai mult în această perioadă, cu atât mai bine pentru viitor, adică vom vedea. Bun. Până data viitoare, numai bine.